Bună, eu sunt Daria și astăzi, din fericire sau din supărare, în fine, nu contează, iarăși se mută. Da, ați auzit bine, iarăși ne mutăm. Chiar dacă ne-am mutat de acum câteva zile, da, ne mutăm iar. He-he. În fine, vă mai zice Daria. Da, deci cum ați auzit, ne mutăm iarăși, familia principală. Și în casa în care stătea Lea, că am zis. Și acum Lea s-a mutat în altă casă. Deci da. O să înceapă dimineața care urmează să strângă pe aici. Deci da. Mamă, deci unde mergem că nu înțeleg? Nu mergem nicăieri, ne mutăm. Da, ați auzit-o? Strângerea. Eu țin hainele. Ok, am strâns toate lucrurile, efectiv. Tot. Ce nu sunt luate din de aici, adică. Da. Și urmează hainele. Nu? Da. Păi, atunci ne apucăm de strâns. Adică revin când le pun. Ok, acum la noua casă. Și da, avem cam multe lucruri de aranjat, nu? Da. Păi, ce să zic, hai să începem. Asta vi-o dau vouă. Ura, 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 ura. Ok, acum să vă prezint. Bun. Aici va fi camera copiilor. Aici va fi camera noastră. Pentru că, în fine, nu ne trebuie așa de mare. Un pat și un dulap. Și un cofăr. Și niște tablouri. Și un bec. Două. Și mare lucru. Ok, ok. Acum aici va fi bucătăria. Aici baia. Și sufrageria. Și aici un balcon afară. Deci, da, nu-i mare lucru. Putem să facem, nu? Da! Apropo, în casa Lei asta a fost. Aici era camera părinților și aici a copiilor. Dar pentru că sunt copii și au foarte multe jucării, chiar trebuie să aibă o cameră mai mare. Nu știu cum iau în capul ei, cred că n-aveau așa de multe jucării, nu? E. În fine. Cum spuneam, asta e camera noastră, deci să începem cu camera noastră, desigur. Hai, mă. Primul lucru, covorul. Al doilea, patul, apoi dulap. Da, cred că am făcut cam multe chestii. În fine, da. Vedeți și voi. În fine, oricum nu-i gata. Da. În fine, și aici am mai făcut câteva. Adică gen, nu multe. Și am pus lucrurile, plante, în fine. Da. Apropo. Tablourile astea sunt făcute. O să fac un tutorial. De unde le-au pe astea. Să, de fapt, o să vă zic. O să vă arăt la urmă. Da. Și, în fine, am pus niște plante aici. Apropo, nu mai am nevoie de cutiile astea. Deci, pa cutiuțe. Ei. Bun, apropo de astea, chiar nu mai am nevoie, efectiv. Apropo. În fine. Deci, de fapt nu mai zic nimic. Mi-am cam terminat treaba aici. Nu mai am nimic de spus, efectiv. Dar tablourile astea nu stau doar aici. Ăsta stă la aici, nu? Și niște chestii. Da. Și ăsta va sta aici. Nu. Aici. Da. Hai să... Upsi. Ok, hai să agățăm tabloul ăsta. Ok. Gata, l-am agățat. De fapt, hai să pun cuion mai bine. Gata. Oh, ce bine arată! Știu.
Credeam... Ne, nu cred nimic. În fine, revin când e gata. Perfect. A mea nici nu se vede de plantele alea. Ești ok. Ep. Sau de fapt... Eu zic că arată bine. Și eu. Mama, când e gata camera noastră? Mâine. E, mâine! A zis când e gata camera noastră. Mâine. Mâine când? Oh, bine, azi. Oricum aproape am terminat pe noastră. Stai cu minte, becuri, te rog. Haide. Bine, mă duc să le aduc. Nu le-am găsit. Wow, ce bine arată. Cum le-ai agățat deja? Uite așa. Cred că s-a făcut lag mai înainte. În fine, nu știu de ce. Da, acum revin când mai fac multe chestii. Camera noastră în sfârșit. Ok, cred că am exagerat cu asta. Chiar cred că am făcut-o. În fine, insertare aici, nu știu ce să pun. Gata, știu. Da, cred că am probabil am terminat-o. Mai am de pus jucării în cutia asta și cutia asta să o pun aici. Da, să începem. Da, ping, ping, gata. Yay! Și la noi gata. Cred că ne putem curca. Termin tu, Daria? După ce aranjez asta? Da. Ok. Somnușor, somnușor. Dar nu-i noapte. Oh. Acum e. Aprinde lumina. Gata. În fine. Bun. Terminăm bucătăria acum. Dar mai vreau să iau două chestii de la cabana aia de munte. Revin, bucătăria. Vorbesc în șapte pentru că dorm de ea. Dar oricum nu mă aud, deci pot vorbesc cât de tare vreau! Fă liniște! Scuze, scuze. În fine, continuăm. Bucătăria. Hai să punem... și apropo, asta și cu asta și cu... Mai era una. De... Asta am vrut să le iau. A, și asta. Și asta. Da, în fine. Chestia aia, cum se numește, nu mai știu. În fine, revin. Ok, cam așa arată momentan. Și ce vreau să zic? Așa, deci vreau să pun asta aici. Și aici vreau să pun o masă în care să pun... stai. Așa, în primul rând să pun o plantă. După aia astea două. Alea două. Apropo, aici vreau să pun astea. Pac. Și pac. Și acum o să vedeți imediat. Da, cam așa arată. Dar mai trebuie să punem câteva obiecte. Obiecte. Asta, așa, adică așa arată. Rezultat final de bucătărie. Oh! Upsi! Era să uit de becuri, bec, bec. Era să uit. Adică am uitat, dar mi-am amintit. Deci, e. Hai să-l pun mai așa. Ok, trecem la băiță. Toate lucrurile de bază. Cadă, toaletă, chiuvetă, coș de gunoi și hârtie igienică. Dar mai e ceva. T-A-D-A-M. Ta-da! Dar mai trebuie un lucru. Ok, am pus în sertar. Hai să-l închidem. Acum punem mojele aici. O plantă. Hai să mai vedem ce mai punem. Ah, am uitat. Trebuie să punem și o cadă pentru animăluțe. Două din acelea, adică periuțe de dinți. Patru trebuie. Să punem gelurile de duș. Era să uit de pasta de dinți. Și acum le punem. Acum, covorul. Și mai vreau să pun unul, dar o să-l pun tot de piatră. Nu de apărat de piatră, gen. Și asta o să pun aici.
Cred că doar n-o pun pe covor. Da. Perfect. Ce frumos arată. Acum vine partea grea. Ah, canapeaua, televizorul și toate alea. Revin. A, bun, cred că cam așa ar arăta sfrageria, dar mai vreau să pun o măsuță. Hai să vedem. Op, yeah. Asta e perfectă mereu. Bun, asta. Și mai trebuie un singur lucru și cred că am terminat. Uite. Puc. Puc. Este. Și cu asta, cred că le vom arunca la gunoi pentru că nu avem ce să facem cu ele. Apropo, am făcut și aici o băncuță cute. Sper că vă place. Așa, am pus niște plante aici. Dar mie nu-mi prea place cum arată, așa că o să le șterg. Hop, 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 hop. Și nici astea. Sau? Oh, păi așa arată mai bine deja. Stai puțin. Dacă aș da banca mai... Zici că stau pe bancă, dar de fapt nu stau. Da, cred că așa rămâne. Sau... Ne, da. Cam așa arată. Sper că vă place. Și... Ups, a adormit. Și ne vedem la următorul clip. Care cred că va fi... De fapt, e surpriză.